Instanța recontencioasă administrativă a Curții de Apel Chișinău, președinte de ședință Plicator Crețu, preferă Nichita, a examinat la ședință publică acțiunea în contencioasul administrativ a reclamantului Mihail Șarcanian către primăria Chișinău, intervenient accesoriu Victor Cotilievici privitor la anularea dispoziției și acțiunea lui Victor Cotilievici către pretura Buicani, Muncer Chișinău, intervenient accesoriu Mihail Șarcanian privitor la anularea dispoziției. Instanța, conducându-se cerințele articolelor 25-26 din legea contencioasă la administrativă Republicii Moldova numărul 793 de la 10 februarie 2000 și articolele 238-240 din codul de procedură civilă a Republicii Moldova, hotărăște a respinge integral acțiunea reclamantului Mihail Șarcanian către primăria Muncii Chișinău, intervenind accesoriu Victor Cotilievici privitor la anularea dispoziției primăriei Muncii Chișinău numărul 172D de la 1 aprilie 2011 și a ordinului de repartiție numărul 013709 din 1 aprilie 2011 de repartizare a apartamentului numărul 3 de pe strada Liviu Deleanu, 9, fracție 1 din Muncii Chișinău, lui Victor Cotilievici ca neîntemeiată. A admite acțiunea reclamantului Victor Cotilievici ca neîntemeiată și anulă la dispoziția preturii sectorului Buicani, Muncii Chișinău, numărul 204 din 27 octombrie 2010, cu privire la modificarea contractului de închiriere a apartamentului numărul 3 din strada Liviu Deleanu, numărul 9, fracție 1, Muncii Chișinău, ca ilegală, emis contrar prevederilor legii. Hotărârea cu drept de recurs în termen ce sprijine la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova. Interpretează greșit viza de reședință. Viza de reședință se poate dacă e cu acordul chiriașului. În cazul dat, din momentul contractul de chirie a chiriaș de bază decedat, s-a încetat raportul juridic. Prin urmare, primăria Muncii Chișinău era în drept să dispună repartizarea spațiului locativ altor persoane, deoarece apartamentul era liber de iure și de facto. Am rămas șocat de ce și sentința, pronunțarea sentinței acum la părerea mea personală că așa sentință, așa decizie poate să o iei numai judecata moldovenească. În sens că aveați suficiente dovezi că da, cu atâtea, apartamentul... cu atâtea probe, cu atâtea la penultima ședință au fost expus toate părerile și a reclamantului Șarcanian și a lui Cotilievici și au fost prezentate documentele reale care s-au demonstrat într-adevăr Șarcanian, familia Șarcanian se eliberează în 2005, se eliberează bani de repartiție. Peste, ca după aceea, peste câțiva ani, în 2010, să fie eliberat altă bani de repartiție. Deci asta considerați că n-ar fi tocmai legal? Da, nu au fost documentele care au fost prezentate la pretor, tot așa au fost prezentate reale documente care s-au demonstrat că, într-adevăr, acestea documente care au fost repartizate pentru familia Șarcanian. Și acum nu a fost, de fel n-am înțeles pentru ce s-o... Nu v-ați așteptat la așa decizie? Nu. Și acum ce o să faceți? O contestați? Cred că da. Bine drept s-a făcut tot. Bine drept? Bine drept, da. Nu mai pot spune nimic până la moment. Tu acum mai ești incorporată în serviciu militar, nu? Nu, nu. Gata? Te-ai eliberat? Gata, da. Și unde ai stai? La prieteni până când stau. Până când se rezolvă. Sper că data viitoare se rezolvă în favoarea mea. Adică la Curtea Supremă? Cred că da. Cred că da.